lost in a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. Este în curte, tractorul ăsta, încă îl mai avem în curte, nu pentru mult timp. Cer scuze că e murdar, îmi cer scuze pentru cei de la Irum, dar noi avem remorca tehnologică și face o grămadă de praf. Și nu pot să spăl în fiecare zi tractoarele astea, că în fiecare zi folosesc remorca și face mult praf. Așa că atunci când vor veni să cumpere, doamne, să ia tractorul ăsta înapoi, o să le dau o clăbuceală. Așa. Astăzi vreau să-l bag la moară. Prin asta învățăm să cuplăm și priza de putere și să-l vedem cum se descurcă cu moară. Deși ar trebui să fie o problemă la tractorul ăsta. Sună bine pornirea de dimineață, nu? De dimineață. Dacă tot e în fermă, să-l și folosesc, zic, să nu stea degeaba. Celălalt mic e plecat la îngrășăminte, este tata cu el. Dăm azotul, o să vă arăt un montaj după. Așa,
Să vă arăt acum cum se cuplează priza de putere. Se apasă pe buton. Se deconectează priza. Se așteaptă un pic. Apoi selectez priza. Pe ce merge? Pe 500 sau pe 1000? Am selectat. Și acum țin apăsat 6 secunde până pornește priza. Îmi place că priza pornește destul de încet. Atunci când intră mai multă marfă, tractorul se turează. Apoi când n-are, nu trebuie să forțeze, se mai lasă mai jos. Îmi place mult că pornește lent priza de putere, adică poți să cuplezi orice chestie, chiar dacă se forțează mai tare. Priza de putere pornește lent așa și ajunge la o viteză, nu ți-o moară motorul instant. La cel mic am încercat să-l bag la priză la moară, ce-i drept e cam mult pentru el, dar am reușit să o pornesc dacă țin mai accelerat motorul, altfel înneacă motorul și se oprește. Dar la ăsta, pornind lent, nu e nicio problemă. Pornește priza destul de bine. Am vrut să mă dau jos din tractor. Ce credeți? S-a deconectat? S-a deconectat priza de putere. Și trebuie să stau pe scaun ca să nu se mai deconecteze. Nu durează mult, vreo 15-20 de minute facem uruială și atâta. Așa e la toate tractoarele noi. Pentru siguranța lui Nea Gheorghe, tractoristul care se dă jos din tractor și se duce la freză sau la ce se mai duce, la cositoare, să vadă el dacă se învârte. Ne, mai am de stat.